cum te-a convins Horia Moculescu? Era foarte tânără și foarte prostuță. Nu prostuță, n-a fost niciodată. Scăpasem dintr-o tentativă de viol la Constanța cu 4 turci. Scăpasem. Și eram virgină. Tu chiar că ai avut o viață de film? Da. Ar trebui să spun și un film de dramă. Scriu o carte. Da, am fost foarte atacată spiritual toată viața. Adică a trebuit să te ții tare. Puterile întunericului s-au ținut de capul meu foarte tare.